Salutare tuturor! Sunt Dariana și astăzi vom face cea de-a doua recenzie a cărții Vânătorii de fantome pe urme de gheață, primul volum dintr-o serie scrisă de Cornelia Funke, care a apărut la editura Booklet Fiction. A fost o carte cu un subiect foarte original, care mie mi-a plăcut foarte mult. Ea urmărește povestea lui Tom, un băiețel care într-o zi are o zi mai proastă și mama sa îl trimite să aducă din pivniță ceva pentru cină. Acesta găsește acolo nu mai mult și nici mai puțin decât o fantomă care se comportă extrem de ciudat. El la început se sperie foarte tare de ea, însă după aceea îi află povestea și ea de fapt se temea de o altă fantomă care pusese stăpânire pe casa ei și aceasta era tristă deoarece nu mai putea merge acolo și astfel a ajuns să locuiască în pivnița lui Tom. Acesta îi cere ajutorul unui vânător de fantome experimentat, o doamnă foarte ciudată pe care o vedem aici și aventura începe în momentul în care aceștia trei merg să o elimine pe fantoma Fit, adică fantoma incredibil de ticăloasă, din conacul unde locuia Hugo, fantomița noastră. Este o acțiune care se desfășoară într-un ritm alert și mi-a plăcut foarte, foarte mult. Țin să vă prezint ilustrațiile, care sunt foarte frumoase și cred că este cartea cu cele mai frumoase ilustrații din biblioteca mea. Și pe aceasta, în care mi se prezintă momentul când sora lui Tom, Lola, îl prinde pe acesta când a vrut să meargă la vânătoarea de fantome. Vă las pe voi să aflați ce se întâmplă și dacă fantoma noastră Hugo reușește să își recapete locuința și să trăiască din nou acolo. Aici, la sfârșit, avem biografia Corneliei Funke, care s-a născut în 1958, și a lui Frederic Bertrand, ilustratorul, care s-a născut în 1981. Aici, la sfârșit, avem și un dicționar al vânătorilor de fantome, cu fantomele Fit, cum am spus, fantome incredibil de ticăloase, Fabum, fantomă bocănitoare urât-mirositoare, Fafi, fantome fulgeri imposibil de învins, Fafu, fantome cu formă umană, Febe, fantomă de baltă și așa mai departe. Sunt aici extrem de multe denumiri. Cu siguranță voi continua seria și acestui volum i-am dat 5 steluțe din 5. Mi-a plăcut extrem de mult și aici pe copertă ni se prezintă cei trei, Hugo, Tom și doamna Kimion, sper că am pronunțat corect, care merg la locuință alături de o găleată de pământ, puțin parfum și un casetofon. Foarte frumos, o carte pe care o recomand copiilor de peste 8 anișori. Cu siguranță vă va plăcea, cam aceasta a fost recenzia. Sper că v-a plăcut, nu uitați să-i dați un like și să vă abonați la canalul meu. Noi ne revedem data viitoare, pa, pa!